boxează în afara terenului Duimovici. Stadionul e un adevărat vulcan. Galeria lui Dinamo încearcă să-și susțină echipa, să o facă să treacă peste aceste momente grele. Lovitură de Camingea în poartă. Garita, al doilea corner, al doilea gol. Garita face 4-1. Nebunie pe stadionul orășenesc din Mioveni. FC Argeș 4, Dinamo 1. În tur a fost 6-1 pentru Dinamo. Lovitura de cap spectaculoasă a lui Garita, din nou nu reușește să-i facă față Kentăm Bena. Bena pleacă în marcaj cu Garita, însă camerunezul se desprinde și lovește perfect mingea cu capul. O trimite sub transversală, 4-1. Din nou două goluri marcate rapid de FC Argeș, așa cum s-a întâmplat și în prima repriză.